Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului și să deschidem la Luca, la capitolul 15 și să citim de la versetul 17 în jos. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâinere, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă invit cu respect să reluați locurile. În dimineața zilei de astăzi este o bucurie mare pentru noi. Cred că este bucurie și în cer pentru că 11 persoane, și sper să fie cât niște apostoli buni, au fost 12, dar n-au fost buni 12, dar 11 au fost apostoli buni. Să-i ajute Domnul să fie așa cum au fost apostolii Domnului, toți 11, să se întâlnească în aceeași formulă, dar și cu noi, la Marea Sărbătoare din Cer de la Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze! În Luca, în capitolul 15, avem un tată al șansei a doua, și acest cuvânt ne sună fiecăruia dintre noi. Am citit odată și m-a marcat imaginea asta, un om care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, într-o zi și a văzut soția venind acasă, era schimbată la față, la viață. Era o femeie deosebită, spre deosebire de ce a fost înainte în familia lui, cum se comporta cu el și s-a uitat la ea și a întrebat-o, te rog frumos să-mi spui ce anume ți-a schimbat viața și ea i-a arătat o carte. Omul s-a uitat la ea și a întrebat-o, ce reprezintă cartea asta? Și ea i-a spus așa, este cartea lui Dumnezeu, eu m-am pocăit. Omul s-a enervat, a luat cartea lui Dumnezeu, adică Biblia, a ieșit afară și s-a dus pe tăietorul de lemne și cu securia a lovit-o, i-a dat câteva lovituri, a tăiat-o în două și a zis, noi suntem doi și jumătate e a ta, jumătate e a mea și în bătaie de joc a început să-și facă țigări din filele Bibliei. Într-o zi a Dumnezeu să plouă mai mult și un pic să se ude filele Scripturii lui pentru că el stătea afară pe prispă, a încercat să-și facă o țigară dintr-o filă din Scriptură, ca să vedeți ce putere are Scriptura și ce putere are Cuvântul lui Dumnezeu, că este dinamita lui Dumnezeu pentru mântuire. A luat omul foi, foaia respectivă și a văzut că nu poate să-i dea foc și a început să citească în ea cu atenție. Ei, citind în ea, a început să parcurgă viața acestui tânăr. Un om care avea doi fii, avea doi copii. Unul dintre copii merge la tata și spune, tată, dă-mi partea de avere, că vreau să mă descurc. Nu mă interesează că tu încă trăiești. Știi cum? Mă comport cu tine ca și cum ai fi mort. Trebuie să-mi dai ceea ce mi-ai scrie în testament, că îmi revine mie. Dă-mi partea de avere. Și tata a luat și i-a dat și lui și celuilalt, erau doi frați. Și nu după multe zile, și citea omul nostru cu interes, fiul cel tânăr își adună totul și pleacă. Probabil dacă i-a dat tata turmele, a vândut și a adunat tot aurul ăla într-o traistă și a plecat, s-a dus departe. Și mergând acolo departe, spune Scriptura, a cheltuit totul, a întâlnit tot felul de oameni care profitau de pe urma lui. Și după ce a cheltuit totul, a început să ducă lipsă. Și omul nostru citind era foarte interesat să vadă ce se întâmplă. Și foaia lui, partea lui de Biblie s-a întrerupt, nu mai știa urmarea. Urmarea v-am citit o eu. S-a dus la soția lui și a zis, te rog frumos, dă-mi partea ta de Biblie că vreau să continui o poveste foarte interesantă, vreau să o înțeleg. Și citind Scriptura și văzând portretul acestui tată care dăruiește unui om șansa a doua, omul nostru s-a pocăit și s-a întors la Dumnezeu. Ei, în dimineața aceasta, acest cuvânt ne sună fiecăruia dintre noi, dintre cei care n-am încheiat încă legământ cu Dumnezeu. Știți că este o cântare pe care noi o cântăm mereu și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. Știți cum a fost compusă cântarea asta? Era un șef de trib care stătea pregătit și era un arcaș. Și noi o cântăm cântarea asta și frumoasă, n-am auzit-o astăzi, dar de obicei o cântăm la botez. Și spunea șeful de trib către omul care s-a pocăit, te lași de Hristos, nu mă las. Și a început atunci să spună, eu înapoi nu voi da. Și imediat săgeata a zburat din arc și a murit soția. Și după aceea a murit fiul cel mare, fiul cel mic și a murit și el. Au fost patru jertfe în aceeași zi. Și șeful de trib a fost atât de marcat de imaginea asta că s-a pocăit pe loc. Dar a rămas cântarea în versuri a istoriei acestui om De fiecare dată când era întrebat Vrei să te întorci de la Hristos Să vin apoi în sânul tribului Și el spune în urmă lumea înainte Isus, Eu înapoi nu voi da să dea Domnul astăzi să spunem fiecare lucrul acesta, să nu mai dăm înapoi, înainte e Iisus, înainte e mântuirea și să ne ajute Domnul să facem legământ cu El. Amin. Ne uităm aici, fraților și surori și iubiți prieteni, această imaginea tatălui șansei a doua. Primul capitol din viața acestui tânăr este șansa falsă numărul unu și anume țara străină, o țară îndepărtată. Asta e șansa falsă pe care diavolul o aduce în fața fiecăruia și este, dacă vreți, chemarea lumii. Încă de când suntem mici, noi auzim în mintea noastră, în ființa noastră, în gândul nostru, chemarea lumii. E așa de puternică această chemare, dar știți care e problema? Tot ce înseamnă valoare în ființa noastră, atunci când noi ascultăm chemarea lumii, noi pierdem, să știți, pierdem. Și este aici Luca, în capitolul 15, este un capitol a lucrurilor pierdute. Vedeți, Biblia ne spune că se pot pierde multe lucruri. Există valori pământești care se pot pierde, spune Biblia. Și nu de puține ori auzim decât un patron și o pierdut totul, domnule, a falimentat. Uitați-vă, oameni falimentari pe paginile Scripturii, din punct de vedere material, cum a fost Iov altădată. Dar sunt valori sufletești care se pot pierde. Spune despre poporul evreu că și-a pierdut răbdarea pe drum și atunci când îți pierzi răbdarea, faci mari prostii și omul iute la mânie, face mari lucruri, să știți. Există valori sufletești care se pot pierde, bunul simt se poate pierde, să știți, și ăsta e al șaselea simt și foarte rar în zilele noastre. Există valori cerești, dacă vreți, duhovnicești care se pot pierde. Se poate pierde cartea lui Dumnezeu, poate că ați auzit de bătrânica aceea care i-a pus păstorul, aflat în vizită pe la ea, i-a pus niște bani în Biblie. Și când a mers data viitoare la ea, am întrebat-o, zice, ai citit Biblia? Am citit, frate, foarte. Dar zice, cum o duci financiar? Vai, de când ai plecat, parcă o fost mai rău ca niciodată. N-am avut bani și nu am bani. Am dus-o la marginea mizeriei. Dar zice, în Biblie ai căutat? Da, zice, am citit în Biblie. Dar ai căutat în Biblie. Am citit, zice. Și a căutat și a arătat. Uite aici suma de bani. Dacă citeai mai cu atenție, găseai comara. Era aici în scriptură. Și vedeți, Scriptura se poate pierde valoare duhovnicească, se poate pierde și mântuirea și asta e o valoare extraordinară, se poate pierde sufletul, amintiți-vă de omul acela bogat care a zis suflete ai multe bogății adunate pentru mulți ani, de acum înainte mănâncă, bea, veselește-te și în noaptea aceea s-a auzit o voce, un glas din cer și glasul acesta i-a spus nebunule! Nebunule, în noaptea aceasta ți se cere sufletul. Ce o să fac eu sau dumneata dacă pierd ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu din punct de vedere spiritual și anume sufletul meu? Mai poate omul să se răscumpere după moarte niciodată, niciodată. Și mă întorc, mă întorc la istorioara noastră. Șansa falsă numărul unu era chemarea unei țări străine, o țară străină identificată cu lumea și mă duc în lume și mă distrez, nu? Și oamenii și tineri în special se gândesc la discotecă, la cazinouri, la jocuri de noroc. Ce să mai vorbim de realitatea asta virtuală care ne urmărește în fiecare zi și care ne, ne, ne pune în familia mea, în casa mea, mă pune ca într-o închisoare, ca într-o temniță și stau acolo legat, nu cu lanțuri de aramă, ci cu lanțurile virtuale care mă leagă de un site sau de mai multe și stau acolo și-s legat. Ce să vorbim de lucrul acesta, de aspectul acesta, e chemarea lumii? Uitați-vă la tânărul nostru. Tânărul a plecat și apoi spune despre el că a dus o viață destrăbălată, desfrânată, destrăbălată și apoi a cheltuit totul. Ce înseamnă țară străină? Ce înseamnă lume? Ce înseamnă chemarea lumii pentru fiecare dintre noi? Știți ce înseamnă distracție? prieteni și apoi lipsă. Asta înseamnă o țară străină. Închipuiți-vă, gândiți-vă, haideți să mergem cu gândul nostru pe aripile credinței în acest cadru, pentru că Domnul Hristos n-a inventat povești cum susțin unii cu pildele lui, ci a spus niște întâmplări reale. Ce s-a întâmplat cu acest tânăr, după ce își risipește totul, totul, a strâns totul, a cheltuit totul, a pierdut totul, ce s-a întâmplat cu el? Gândiți-vă! Probabil că în următoarea zi îl vede pe stradă, pe drum, trecând, pe prietenul lui de distracție de zilele trecute, pe cel care era cel mai bun prieten și care îl lăuda și care se lingușea. Și să meargă băiatul ăsta tânăr. Și să-l prindă rugător de haină și să-i spună, te rog frumos, ajută-mă cu ceva. Cu ce să te ajut? Cine ești? Pe cum nu știi? Mă cheamă așa, nu-i scrie numele aici acestui tânăr pentru că ne încadrăm cu toți în această pildă, nu-i scrie numele. Dar era o, o poveste reală și îl chema cumva, mă cheamă așa, eu sunt prietenul tău, te rog ajută-mă, mi-e foame. Nu te cunosc, îmi pare rău, du-te de la mine. Și-a trebuit tânărul acesta să caute pe altul și pe altul și pe altul. Și până la urmă să ajungă undeva la marginea orașului, unde spune versetul 15, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui. De ce? Ca să-i păzească porcii. Șansa numărul 2, Spuneam la șansa numărul 1, distracție, prieteni, lipsă. Cum spunea cineva, gafele noastre le avem din cauza glorie aur femei. De acolo ies, ies toate gafele noastre, glorie aur femei. Asta oferă lumea, asta oferă țara străină. Dar tânărul ăsta merge la șansa falsă 2 și anume chemarea unui stăpân rău. Uitați-vă la stăpânul acesta, un stăpân nemilos, un stăpân crud. Și el se lipește de stăpânul ăsta, versetul 15. N-are altă șansă, merge, îl iubește pe stăpânul acesta și cere ajutor și cere mâncare. Și vedeți, pentru un evreu, faptul să te duci pe un ogor să păzești niște porci era cea mai oribilă slujbă. Cea mai oribilă slujbă. Nu știu dacă există în vremea noastră o slujbă care să fie echivalentă cu asta. Pentru că porcii erau necurați, porcii erau interziși în Israel și totuși tânărul acesta, un tânăr evreu, probabil, da, merge și păzește porcii. Și este șansa falsă numărul 2 și anume stăpânul rău, adică diavolul, chemarea diavolului, chemarea stăpânului rău. Din momentul în care eu mă duc în lume și pierd totul, toată valoarea vieții mele, îmi pierd sănătatea, îmi pierd puterea, îmi pierd sufletul în lume, ce mai rămâne să fac? decât să mă duc la diavol, nu? Ca din rău în mai rău. Și spun, te rog frumos, ajută-mă și diavolul își bate joc. Uitați-vă cum își bate joc omul acesta, stăpânul ăsta rău de tânărul nostru. Du-te și păzește în porcii. Și merge și păzește porcii. Și să vedeți cum venea probabil stăpânul cu niște roșcove, cum niște păstăi fierte. Și venea cu carul și le arunca în troaca porcilor. Și până să sară, porcarul ăsta, ca așa îl putem numi. Deci a ajuns rău, rău, rău de tot, din fiu de, de om bogat, din prinț în casa părintească, el ajunge porcar. Asta se întâmplă când te duci în lume și când te subjugă diavolul. Și gândiți-vă cum se repezeau porcii aflămânți ca să-și mănânce partea lui de păstaie pe care o arunca stăpânul. Și ăsta până să ajungă era zero, zero, era sărăcie, lucie, murea de foame acolo. Și vedeți, este șansa falsă numărul doi, chemarea unui stăpân rău, chemarea unui om bogat, chemarea diavolului. Și diavolul când îl ascultă îți dă o slujbă oribilă. Diavolul când îl asculți îți dă o plată oribilă, uitați-vă ce spune omul acesta, versetul 17, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, plată oribilă și până la urmă în final oribil, moartea, urma să moară, din zi în zi, Omul ăsta tot scădea fizic în trupul lui și urma să moară. Asta era soarta lui. Asta era. Și vedeți, tinerii noștri, și nu numai ei, și oamenii în vârstă, în fața mirajului lumii, în fața magiei, putem să o numim, a diavolului, cedează de multe ori pentru că nu aud a treia chemare. A treia chemare e de fapt șansa a doua, pentru că noi o auzim de multe ori, chiar în conștiința noastră. Și dacă n-ai citit Biblia, ai auzit chemarea lui Dumnezeu în conștiința ta. Și vedeți, este șansa a doua pe care ne-o dă Dumnezeu, e chemarea a treia, chemarea unui tată îndrăgostit. Uitați-vă la tatăl acesta din pilda noastră. Omul își vine în fire, copilul ăsta, tânărul ăsta spune, argații tatălui meu au belșug de pâine și eu mor de foame, știi ceva? Mă voi scula, Mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Primul lucru pe care îl putem afirma despre tatăl acesta îndrăgostit este că el niciodată nu l-a dezmoștenit pe copil. Niciodată tatăl din cer nu te dezmoștenește. Niciodată tata de aici nu i-a zis fiului porcule, nu i-a zis așa câine, putea să-i spună niciodată nu i-a spus străinule cum i-a zis altcineva pe drum du-te de la mine că nu te mai cunosc niciodată asta Dumnezeul cerului nu face niciodată odată are, are datorie și are uh, asupra noastră <coughs> proprietate, drept de proprietate prin faptul că ne-a creat și al doilea rând în al doilea rând, al doilea lucru pentru că ne-a mântuit pe cruce prin jertfa lui Hristos el are drept ca să nu numai să ne cumpere, să ne răscumpere, de două ori ne cumpără dacă vreți. De ce? Tatăl nostru din ceruri, Dumnezeu, încă ne așteaptă cu brațele deschise. Se poate să treacă 50 de ani și să fim depărtați de Dumnezeu 50 de ani și totuși El te așteaptă. E un Tată îndrăgostit. Uitați-vă la acest om bătrân. Omul acesta bătrân, atunci când copilul lui aleargă spre el, mai întâi anticipam, îi redă identitatea, îi redă identitatea. Tată, 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 tot despre tată scrie aici de vreo 12 ori dacă nu greșesc. Fiule, fiu, iarăși de vreo 6 ori scrie în pilda aceasta. De ce? În primul rând, Tatăl șansei a doua este cel care îți dăruiește, îți redă identitatea. Slăvit să fie el. Ești fiul meu, zice Dumnezeu în ziua aceasta. Te-ai bălăcit în păcat, te-ai dus pe căile străine, dar încă ai rămas fiul meu. Câtă vreme pulsează în tine viața, atâta vreme ești fiul meu. Câtă vreme ai suflare în nările tale, rămâi fiul meu și eu rămân tatăl tău și te aștept să te întorci acasă. Doamne ajută-ne să ne întoarcem acasă la tatăl nostru. Al doilea lucru pe care omul acesta bătrân îl redă acestui copil pe lângă identitate, îi redă demnitatea. El se scoală, aleargă la tata și tata îl vede încă de departe și aleargă fraților și suror și iubiți prieteni și e imaginea înduioșătoare a istoriei fiecăruia dintre noi. Când eram noi departe, atunci când noi eram în păcat, atunci când noi rătăceam ca niște oi, Dumnezeu n-a stat în cer și să spună, știi ceva, dacă reușești să ajungi la mine, bine, dacă nu treaba ta, te duci unde poți și te duci în iad, nu, 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 a alergat înaintea lui, a alergat înaintea noastră prin Hristos și când l-a întâlnit pe acest copil, Spune, i s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Toată mizeria aceea de porci, tot mirosul acela care îl însoțea, strânțele care le avea pe el, au fost acoperite de sărutările acestui tată, dar mai mult. Tatăl se uită la el și fiul intră în pocăință. Uitați-vă pașii pocăinței aici, recunoaștere, regret, renunțare. Versetul 18, Tată, am păcătuit. Versetul 21, același lucru. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaștere. Regret, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău Renunțare, am trecut, am plecat din țara străină Am plecat de la stăpânul rău Vreau de acum înainte să rămân cu tine Vreau să fii tatăl meu ca și înainte Recunoaștere, regret și renunțare Și uitați-vă cum îi redă demnitatea Aduceți repede haina cea bună Îi dau haină, Puneți un inel în deget, îi dau autoritate. Puneți încălțăminte în picioare. Dar de ce? De ce? Pentru că un rob umbla fără încălțăminte. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu este rupt din mine, e identic cu mine. Trebuie să-i redau demnitatea, a fost mort, dar acum a înviat, a fost pierdut, acum a fost găsit și a început bucuria. Dar uitați-vă, fraților și surori și iubiți prieteni, este ok aici în textul nostru. Există un dar suprem, există o jertfă, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Hristos Domnul este jertfa prin care tu și eu ne putem întâlni cu Tatăl să ne întoarcem înapoi în casa părintească. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Și tinerii de astăzi n-au altă șansă, cum n-am avut niciunul dintre noi ca să se întoarcă la tatăl șansei a doua, n-au altă șansă decât numai și numai prin jertfa Domnului Isus Hristos. Un tânăr a plecat de acasă, s-a dus pe căile lumii și n-a mai vrut să corespundeze cu tata și cu mama. Au trecut zeci de ani, tânărul nostru și-a pierdut valorile lui trupești fizice și-a ruinat sănătatea, și-a ruinat sufletul și duhul lui, a fost o epava societății și tânărul acesta a hotărât într-o zi, pentru că nu mai avea nici bani, nici sănătate, nu mai avea pentru ce să trăiască, a hotărât să-și pună capăt zilelor. Totuși i-a venit un gând că ce bine ar fi să trimit o scrisoare la tata și la mama și le-a scris în felul următor, tată și mamă. De zeci de ani eu nu v-am mai scris nimic, nu v-am mai căutat, dar acum am ajuns la capăt. În ziua cu tare, ora cu voi trece cu trenul prin spatele grădinii voastre. Dacă voi mai vreți să mă vedeți și mai vreți să mă iertați, agățați în cireșul din spatele casei voastre o batistă albă. E semnul păcii. E semnul că mă primiți cu drag în familie și atunci vin să vă văd. Dacă nu mai vreți să aveți nimic cu mine, lăsați lucrurile așa, mă duc și îmi pun capăt zilelor. Și tânărul nostru în ziua hotărâtă și la ora hotărâtă era în tren și era agitat, se apropia locul, se apropia casa părintească, Începea să plângă, nu mai vedea bine cu ochii și a rugat pe cei din jur, ajutați-mă, ce cu tine omule, s-a agitat, de ce? Pentru că nu știu dacă tata și mama or să pună o batistă acolo în cireș, vă rog să vă uitați voi și dacă o să o vedeți să-mi spuneți că eu nu o să văd, că încep să plâng. Și știți ce s-a întâmplat, minunea minunilor, când au trecut prin fundul grădinii cu trenul acela, tot compartimentul a scos un strigă de uimire și a spus, uite-te repede afară și când s-a uitat, cireșul era plin, ori luat părinții batiste, ori lua și cearșafuri, și prosope, și tot ce-o găsit alb în casă, și-au împodobit pomul acela, ca semn că-l așteaptă pe copil cu atâta dragoste. Acesta este semnul Tatălui nostru din cer, cerul este împodobit în sărbătoare. Nu sunt acolo cearșafuri și batiste, sunt haine albe care te așteaptă pe mine și pe tine, pe noi ne așteaptă, pentru că Tatăl este îndrăgostit și încă ne așteaptă. Domnul să ne ajute să încheiem legământ cu El. Amin.